Bună seara, dragii mei! Continui cu pești. Ultima parte, puteți să ascultați la celelalte înregistrări la început despre ce e vorba, care e treaba cu opoziția Lună plină Neptun în opoziție cu Soare. În fine, nu știu cât mă ține bateria, așa că o să încerc să continui etalarea. Ați primit ca și sfat. Ce aveți de eliberat? Ați primit judecata, dar invers. Judecata în poziție normală înseamnă persoană, eventual, o persoană foarte plutonică. Dar trecând peste acest aspect, cu Pluto, al vostru, al lor, nu contează, judecata înseamnă să vă ascultați îngerii, vocea interioară și să renașteți. Da? Invers înseamnă că amânați renașterea, înseamnă că nu vă ascultați vocea interioară. Eventual, nu prea cred că peștii judecă. De obicei, judecata aceasta reprezintă o persoană, invers mai ales, o persoană care judecă pe ceilalți. Nu judecătorul, nu. Are obiceiul de a spune: cu tare persoană este așa, cu tare nu știu ce, ia vezi ce face, ia uite, uite cât s-a îngrășat, uite cât a mâncat, uite câți bani a luat, da? Genul de om care vede greșelile celorlalți și nu-și vede greșelile lor. Dar, ce vreau să spun, nu cred că sunteți voi, cred că este o persoană în preajma voastră care are acest stil de a judeca pe ceilalți și eventual, poate uneori și voi preluați acest stil, dar nu că ar fi esența voastră. Înțelegeți? Ei, dacă e o persoană care se poartă așa, renunțați la această persoană. Pentru că, evident, nu este dreaptă, da? Judecata înseamnă să ascultăm. Seamănă foarte mult cu... e cu spida între balanță și scorpion. De obicei este dreaptă, da? Este vocea divinității care ne ridică din morți, dintr-o adormire spirituală, chiar și fizică, din boală, da? Ei, persoana aceasta, evident că nu are cum să fie spirituală. Renunțați la această persoană dacă e în preajma voastră. Este posibil pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, dar pentru unii dintre voi, dragii mei peștișori, ascendent, lună, soare, Venus, ce aveți, să aveți în preajmă o mamă care vă judecă pentru orice mișcare. Și știu că mulți peștișori, orice planetă ați avea, vă iubiți foarte mult părinții, mai ales mama. Dar, uneori, adesea, cei din familie nu vă înțeleg. Nu degeaba un peștișor, soare, lună, Venus, ce-or avea ascendent, se nasc într-o anumită familie, cât ca să șteargă aceste karme și așa mai departe. Deci, dacă mama voastră vă judecă și vă îndeamnă la anumite lucruri, să vă duceți pentru bani într-un anume loc și să nu vă ascultați vocea interioară, sau să faceți anumite acțiuni în loc să vă ascultați dorințele voastre, renunțați la această persoană. Chiar dacă această persoană este mama voastră sau mama copiilor voștri. Dacă această persoană stă în calea vocii interioare, în calea comunicării cu divinitatea, în calea renașterii voastre, dragii mei, renunțați la această persoană care judecă din perspective total greșite. V-ați amânat renașterea, v-ați amânat însănătoșirea din cauza unei persoane care, posibil pentru unii dintre voi, a fost foarte concentrată pe ea însăși, pe plăcerile și ideile, evident, sale. Ca sfat, este să vă concentrați pe hrana voastră, pe nutriție, să aveți grijă ce mâncați, să vă gătiți voi, nu să mâncați mâncarea gătită de alții, că nu știți câți nervi au pus în mâncare, nu știți dacă mâncarea este sănătoasă, nu știți dacă este proaspătă, să vă gătiți voi, eventual să faceți tratamente naturiste, eventual să vă orientați către un stil de viață sănătos, de alimentație sănătos. Da? Interesant, ține foarte mult de fecioară. Soare în fecioară e aproape identic cu cartea aceasta. Și la capătul acestui set de cărți aveți familia. Pentru cei care, într-adevăr, aveți în familie pe cineva care judecă, că-i mamă, că-i soră, că-i tată, că-i frate, renunțați la ei și concentrați-vă, fiți atenți, dragii mei, pe familia ideală, dar nu ideală aceea iluzorie. Cum ar trebui să fie? Poate și trebuie să scrieți, poate trebuie să preluați comanda, văd leadership, să preluați comanda în familie sau în a manifesta familia pe care vă doriți. Că altfel veți sta în preajma acestor oameni din familie care vă afectează sănătatea și vă afectează renașterea. Pentru că dacă veți renunța și dacă veți schimba, deci dacă renunțați la judecata inversă, înseamnă că o manifestați în poziție normală. Asta înseamnă, renunțați la această poziție și o schimbați în poziție normală. Și ce înseamnă asta? Înseamnă să comunicați cu îngerii, înseamnă să renașteți. Uitați-vă cum sunt, da? Altfel ar fi invers. Ia. Altfel ar fi așa, da? În poziție normală vă aduce ce? Creștere, abundență, că este, aici zic că sunteți voi, cei născuți în martie sau nu neapărat voi, dar vă aduce judecata în poziție normală, vă aduce creștere, abundență, lângă un semn venusian, taur, balanță sau o persoană foarte frumoasă, poate nu este taur sau balanță, dar poate are Venus pe ascendent, poate are Venus într-o poziție marcantă, poate are Venus Pluto. În fine, trecem peste aspectele astea. Dar judecata în poziție normală va aduce creștere și binecuvântări. Asul de cupe eu acum îl văd ca pe niște binecuvântări. Dar poate să fie o relație, un nou început, o poveste superbă de dragoste cu această împărăteasă. După ce ați plâns, când ați plâns eventual cu această judecată invers, că v-ați obișnuit eventual să vă judecați voi, să nu vă iubiți, pentru că cineva așa v-a învățat că nu sunteți buni de nimic, că nu sunteți frumoși, că nu sunteți nu știu cum, da? Poate ați fost și bolnavi, da? Oricum, ați plâns după cineva la distanță, un semn de foc, care v-a creat confuzii, v-a creat conflicte în mod special și iată ce v-a mai creat. V-a creat și toxicitate, v-a pus într-un trio la un moment dat când nu vă așteptați, da, turnul și 3 de cupe, persoană la distanță, în fine. Dar trecând peste aspectul ăsta, partea bună a acestor cărți este că dacă voi schimbați judecata în poziție normală, aveți parte, scuzați-mă, de aceste minunate binecuvântări, abundență financiară, sănătate. Asta înseamnă Venus, înseamnă și sănătate. Și asul de cupe înseamnă sănătate, da? Și în primul rând să vă iubiți, asul de cupe înseamnă dragoste, să vă iubiți pe voi și împărăteasa la fel se iubește, are grijă de ea. Și cum începe? Primul pas practic este că are grijă de nutriție, da? De alimentație. Sfatul îngerilor este, fiți atenți ce, dragoste adevărată, sărutul divin, sărutul care vă aduce mai aproape de Dumnezeu, prin care îmbrățișarea și sărutul prin care îl simțiți pe Dumnezeu în voi și în partenerul vostru. Asta este una dintre cele mai minunate cărți, care îmi place la nebunie. Este o dragoste adevărată. Această dragoste este una în viață și evident această dragoste n-are cum să resimtă sau să apară când există vibrația aceasta, da? Judecata invers, dragii mei. Dar, ca să atrageți această dragoste adevărată, uitați-vă cât de puternici sunteți. și schimbați această judecată invers. Vă eliberați de cei care v-au judecat, care nu v-au lăsat să renașteți. Da? Uitați-vă, priviți la puterea voastră interioară, sunteți mai puternici și aveți iar un mesaj, dragii mei, aveți un mesaj superb. Te iubesc. Și cred că dacă această dragoste adevărată încă nu este în viața voastră, până manifestați primii pași, trebuie să vă spuneți vouă înșivă, să vă uitați în oglindă, da? Și să vă spuneți, te iubesc pentru ceea ce ești, te iubesc pentru cât ești de puternic, puternică, pentru că ai trecut prin câte dezamăgiri, prin câte minciuni, prin câte judecăți ale altora, da? Care? 5 de cupe, 5 de bâte, turnul, 3 de cupe, 8 de spade, blocaje mentale, la la la, sunt destule. Și multe vin din familie, că ea voastră, că ea lor, în fine. Dar aveți această dragoste adevărată care stă la poarta sufletului vostru. Nu degeaba. Trebuie să vă concentrați pe dragoste, pe dragostea față de voi, să vă îmbrățișați emoțiile. Da. Dar înainte de toate, în această perioadă, să vă spuneți, pentru prima oară poate unii dintre voi, te iubesc. Dragul meu, draga mea, dragul meu suflet, dragul meu corp, draga mea minte. Și în momentul în care manifestați dragoste față de voi înși, vă vine și această dragoste adevărată. Dar trebuie să renunțați la această iluzie. Cineva v-a învățat să vă judecați greșit. Din acest motiv aveți I love you, da? Voi trebuie să vă spuneți. Și va veni această dragoste adevărată și vă va spune. Și veți auzi și din partea cui trebuie. Superb, superb, dragii mei. Dar primii pași, repet, nutriție. Pentru că suntem ceea ce mâncăm. Mâncăm sănătoși, suntem sănătoși. Ne spunem că ne iubim și devenim de iubit pentru cei din jurul nostru. În fine, frumos. Dragii mei, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și o lună plină nemaipomenită.